Gardă Marinieț! Luptătorii români din toate timpurile, din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Auzi-ne, Doamne, precum ai auzit cu milă și rugăciune părinților noștri, când chemau ei ajutorul și îndurările tale asupra lor și asupra țării acesteia, în care se preamărește numele Tău. Și ne învrednicește pe toți, ca totdeauna mulțumire să-ți aducem cele prea bune să grăim, să cântăm ție și celui fără de început al tău părinte și prea sfântului bunului de viață, făcătorului tău Duh. Slavă ție, Dumnezeul nostru, Dătorul nostru de bine în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoasă, Dumnezeu, rânzeja noastră, slavă ție. Amin. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți și la mulți ani tot românilor, tuturor românilor. La mulți ani! Gardă, acoperiți! Doamnelor, domnilor, urmează să se execute un foc de salvă. Vă atragem atenția asupra acestui... Pentru luptă în picioare! Foc! Bravo! Foc! Bravo! Foc! Sărbătorim în acest an Ziua Națională a României cu împlinirea faptului că am reușit să lăsăm în urmă prin vot ceea ce a frânat progresul pe care ni l-am dorit după căderea comunismului. Marea Unire de la 1 decembrie 1918, dată la care Marea Adunare de la Alba Iulia a votat unirea tuturor românilor din Transilvania și Banat cu România, a însemnat pentru făuritorii ei împlinirea visului de veacuri, a visului de aur a României, așa cum minunat descrie acest moment al istoriei Regina Maria. Astăzi, la o distanță în timp de 101 ani, în care soarta României nu a fost lipsită de suferință, în anii de război, în anii de comunism și chiar în istoria foarte recentă, sărbătorim Ziua Națională cu sentimentul adevăratei noastre eliberări și cel al împlinirii unui nou vis al românilor. Avem acum șansa reală să schimbăm lucrurile în bine, să trăim într-o țară democratică, în care instituțiile statului să servească cetățeanul, iar legea să fie aplicată pentru toți în mod egal. Este momentul să consolidăm cu adevărat România europeană, care să garanteze cetățenilor săi drepturile și libertățile fundamentale și în care să se regăsească toți românii, indiferent de locul unde au ales să trăiască. Să construim împreună un drum irreversibil al României către stabilitate socială și economică, către prosperitate, în care cei care muncesc onest să se bucure de beneficiile muncilor, iar antreprenorii să se simtă corect tratați, în care competența să fie recunoscută și apreciată. Crezul meu, ca prim-ministru, este să nu irosim această șansă și prin noi înșine, români din țară sau din alte colțuri ale lumii, să construim o Românie normală pentru
toți cetățenii. La mulți ani, dragi români, din țară și din afara granițelor! În continuare, urmează un scurt program artistic prezentat de elevii desemnați de către inspectorul școlar județean Călăraș. Țara mea de glori, țara mea de dor, brațele nervoase, arma de tărie, la trecutul-ți mare, mare viitor! Fiarbă vinul cupe, spumege bocalul, dacă fiți mândri, astele rotresc, căci rămâne stânca, deși mare valul, dulce Românie, asta ți-o doresc. Vis de răzbunare, negru ca mormântul, spada ta de sânge, dușman fumegând, și deasupra idrei fluture cuvântul, visul tău de glori, falic triumfând. Spune lumii lage, steagul tricolore, spune ce-i poporul mare românesc. Când s-aprinde sacru, candida-i cântare, dulce Românie, asta ce-o doresc. Îngerul iubirii, îngerul de pace, pe altarul vesei tainic surâzând, ce pe marte glorii să orbească-l face, cu lampa-i zboară lumea luminând. Elbesânul zvârcind în căsă cupoare, custe fericirea raiului ceresc. Tu-l strângi în brațe, tu-i făi altare, dulce Românie, asta ți-o doresc. Ce-l doresc eu ție, dulce Românie, tânără mireasă, mamă cu amor, fiii tăi trăiască numai în frăție, ca în nopții stele, ca în zilei zori. Viața în vecie, glorii bucurie, arme cu tărie, suflet românesc, vis de vitejie, fară și mândrie, dulce Românie, asta ți-o doresc! Din vremuri trecute, suntem un neam de frunte, stăpân pe-a noastră țară, noi n-am călcat cotara, acasă-i România, acasă-i tricolorul, suntem una cu țara, că noi suntem poporul. Acasă este glia, pădurea și izvorul, e doina și vioara, eroi ce șaflă somnul. La mulți ani, România! La mulți ani, români! Urmează depunerea de coroane la Monumentul Eroilor. Thank you.
partea Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș. Asociației Cadrelor în Rezervă și Retragere a Ministerului Afacerilor Interne, Călăraș. Depune coroană de flori din partea Asociației Cadrelor în Rezervă a Ministerului Apărării Naționale. Thank you.
ceva de bună coroană de către reprezentanții Camerei de Corturi. Nu știu pe ce fără. Pune o coroană de flori din partea postului călăreș. Se depune coroană de flori din partea Direcției de Sănătate Publice Călăreș.
Roana și din partea Direcției Sanitar Veterinare Călăraș. Avem rugămintea la dumneavoastră să respectați măsurile de ordine în sensul de a lăsa liber carosabilul, pentru că urmează defilarea gărzii de onoare și a tehnicii de lucru. Vă mulțumim! Pentru defilare! Onorul spre dreapta! Gardă înainte! Marș! Thank you.